Haideți să vedem acum câteva aplicații la ceea ce am dat mai devreme, respectiv definiția legii de compoziție, a părții stabilă, a elementului, a asociativității, comutativității, element neutru și elemente simetrizate. Pentru aceasta am ales problema următoare. Pe mulțimea R se consideră legea de compoziție X steluță Y ca fiind X ori Y plus 2X plus 2Y plus 2, indiferent de valorile reale ale lui X și Y, și se